Vali Miron, în ultima sa piesă, îi atacă pe MGL și pe Erica Isaac. Îl vei pe la finalul videoclipului ca să aveți despre ce este vorba. Nu uita de like, share și subscribe, ce mă ajută foarte mult. Se pare că Vali Miron îi atacă pe MGL și pe Erica Isaac. Ca o introducere după despărțirea de adiestrate, Erica Isaac a fost surprinsă împreună cu MGL de fani, chiar ținându-se și de mână. De aici toată lumea și-a dat seama că Erica este într-o relație cu el. În ultima sa piesă, Vali Miron o atacă pe Erica Isaac prin acest vers, făcând referire clar la ultima ei piesă, și anume Femei în Parlament. Tot în aceeași piesă îl atacă și pe MGL, spunând asta. Voi ce părere aveți? Să fie oare o strategie de marketing? Sau este începutul unui nou scandal pe internet? Acum rămâne să vedem răspunsul Erica Isaac și cel al lui MGL. Nu uita să lăsați în comentarii despre ce subiecte ați vrea să mai vorbim. Nu uita de like, share și subscribe, ce mă ajută foarte mult. Până data viitoare, am fost Robert. V-am pat!